Dar Sele, mai știi tu atunci am ziua aceea când am spionat noi din camera aia secretă pe Alice 2012, mă, pe fana nebună? Da, bă, Rafale, da, da, ha, ha. Doar ce te la lustra aia, bă, dar Sele, uite de la mine când vorbesc cu tine, că cu mine vorbesc. Bă, lasă-mă, bă, Rafale, sunt la televizor, cu de e meci din amă cu sau. A, te uite la televizor, mă, stai puțin, bă, și tu la televizor așa, a, bă, cred că te uiți la lustră, mă, dar Sele, fii atent, așa, uite-te la televizor, dar fii atent la mine, dar Sele, fii atent, ești atent, da? Da, da, hai, hai. Așa. Da, foarte atent, dar Sele, am înțeles. Deci fii atent, bă, dar Sele, mai știi tu, mai ții tu minte ce s-a întâmplat atunci, bă, Darusele, când am spionat-o pe Alice în camera ei, Darusele, ce făcea la telefon, Darusele, cine a sunat-o pe Alice, mai știi? Da, curierul, bă, curierul. Bă, nu curierul, bă, stai, aia e altă parte, aia e partea a doua, Darusele, aia era de fapt înainte, sau nu mai știu, în fine, Darusele, nu, aia, cine a mai... parte. Păi da, și cine a mai sunat, Darusele, cine a mai sunat după? Unu, Denis, David, cu... nu știu, bă, cum îl chema, ceva, da, mă, da, Darusele, deci fii atent, Darusele îl chema, așa îl chema, Darusele. Bă, ia-ți mă tu telefon. Bă, stai, cum adică stai în telefon, mă, Darusele, ai ceva să-mi ascunzi? Ai ceva să-mi spui, de fapt? Rafale, nu, bă, Rafale, hai, zi. Deci fii atent, bă, Darusele, știi atunci, a sunat tot un băiat pe nume David și a zis că o să-și dea întâlnire cu el. Ei bine, eu cred, Darusele, adică nu știu dacă ești de aceeași părere, vreau să-mi spui dacă ești de aceeași părere cu mine, că Alice are un iubit. Da, bă, Rafale, da, și fii atent, bă, Rafale, ia zi, care este ideea ta, să mă deghizez în iubitul lui Alice? Nu, mă, Darusele, vezi că ai dat o idee bună, dar asta nu, asta altă, da, a data viitoare, Darusele, asta în altă zi, Darusele, acum fie... Da, fii atent, Darusele, acum știi ce vreau să-i facem, bă, Darusele, nu te mai învârti, mă, așa, bă, gata, mă lași pe mine să zic sau ești așa bucuros? Apoi, hai, zi! Deși fii atent, bă, Darusele, eu mă gândeam să-i facem în felul următor, să te stric pe tine, că tot e numele asemănător, David, Darusele, nu începe ambele cu D și cu A, adică da, unde o să-mi spui tu dat pentru 24 de ore altă dată, în fine, nu mai zicem asta, așa, și, de ce râzi, bă, Darusele, acum zici că nu, în fine, stai, nu mai contează asta acum, Darusele, vorbim de altă dată. Fii atent, vreau ca eu să te stric pe tine, Darusele, să te stric David, să vedem cum reacționează Alice și vreau să facem asta toată ziua și de fiecare dată, adică ea dacă se întreabă, dacă zice ceva suspectează, o să zic că de fapt n-am zis nimic, că nu știu ce, că băgăm noi vrăjiri să vedem dacă se enervează și dacă o să ne spună și nouă care este faza cu David, că așa aflăm dacă chiar are un iubit sau nu, dacă vrea să ne spună nouă sau dacă ne ținem un secret. Gata, bă, cu vorba, deja îi place lui Darusele, este o idee foarte, foarte bună, chiar sunt curios ce o să zic Alice dacă o să ne dezvăluie faptul că are un iubit sau nu, adică nu știu, adică pe bune, adică voi dacă ați fi auzit-o pe Alice, mă, ce mai vrei, mă, Darusele, ce mai bață și-a clăbătă? Gata, hai că nu mai am nimic de zis, în fine, cu Darusele, ați înțeles, voi, care e treaba, oricum știați ce voiam să zic, hai să mergem așa, bă, ce, are musafir, da, bă, are musafir! Bă, Darusele, ce se întâmplă, mă, în casa lui Alice, mă, ce se întâmplă, ce acolo? Nu știu, bă, Rafale, salut, Alice, salut! Așa, hai să mergem la, bă, Darusele, ai grijă, așa, fii atent, acum trebuie să spun, da, alo, Alice, ce faci? Alo, Alice, ce faci? Da, ce vreți, mă, bă, ziceți mai rapid, că am o petrecere aici. Cum adică am petrecere? Hai și noi! Bă, alo! Mă, David, stai cu minte, David, ce ai de face așa, bă, Darusele, bă, gata, așa. Bă, cum i-a zis, mă, ce am auzit eu? Auzi, cum ai zis, că ai zis, poți să repezi, te rog? Nu, vorbeam cu Darusele, nu vorbeam cu tine, adică voiam să vorbesc cu tine, dar n-ai văzut că Darusele a început să devieze, uite, acum mănâncă mâncare, nu mai mănâncă burger, Darusele a rămas fără burger, mă? Nu, stai, ce vreau eu să spun e că bebelușii n-au voie la petrecere. Ești bebeluș, adică eu am voie, mergi, mă, Alice, dar ce se întâmplă aici, cine e tot pe aici? Mi-am invitat familia la mine în casă, știi, să dăm și noi o petrecere, așa, ca lumea. Stai puțin, asta e familia ta, cine e femeia asta? Ea e mătușa. E mătușa, mă, cine a venit, mă? Alice? Ce v-ați spus, bă? Hello! Hai, pleacă de aici, Darusele, că nu te-am invitat. David, știu că ești tu, bă, pleacă de aici, bă, Darusele, gata, pleacă de aici, în fine, hai că... Auzi, poți să spui, te rog, ce ai zis, că mi se pare, cred că am probleme cu capul, nu știu, ia zi, te rog. Te-am întrebat cine e femeia asta, dar ai văzut că a venit după Darusele, a venit aici și toate
asta, adică nu știu ce am făcut, sincer, dar cine e femeia aceasta? Bă, ți-am zis acum mai devreme, e mătușa. E mătușa? David, pleacă-mă de aici, ce cauți, mă, n-ai auzit că n-au voie bebeluși aici, n-au... Stați aici, am nevoie. Mamă, bă, de ce ai zice, mă, tot așa, ce-a părere, ești surdă, n-aud bine, ce-am pățit? Așa am revenit. Așa, ce faci, bă? Mamă, tu dai gantri? Da, bă, să fac și eu, mă, fac mușculos, da, bă, ce stai? David, n-ai auzit, bă, că n-ai avut, n-au voie bebeluși și tu nu vezi, da, nu te bagă nimeni în seamă. Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Cum adică, David? El e Darusel. Darusel, așa mai să zice el. Ce Darusel? Capuchel. Mă, acum nu mai e chel Darusel, că ți-ai făcut părău. Mă, stai puțin, ce-i salif? Cine e David? Adică, ce David? E băiatul ăla cu care vorbea Darusel, îl cheamă David ăsta cu blond așa? Nu, tu i-ai zis lui așa, bă. A, dar nu mă da mine. Bă, ce m-a ales, cum adică, adică? Înseamnă că m-au auzit eu greșit, lasă-ți, vă rog, mă duc pe la baie. Ok, bă, dar să le vină încoace, fii atent, hai afară, că aici vă că e toată lumea. Bă, dar cine e, mă, toată lumea aici? S-au strâns toată lumea, s-a strâns toată familia, Alice aici, nu știu care e faza. Adică, pe bune, i-a zis că parcă s-a certat cu familia, acum a venit toată familia aici. Nu știu, bă, Rafale, este un mister. Da, este un mister, dar fii atent, știi care este faza, că bă, ai văzut, bă, cum a reacționat când am zis David, mă, ai văzut? Ai văzut că știi cine e David, nu știu ce? Da, uitați-vă puțin. Bă, ce faci, mă, da, bă, aici, Darusele. Mă, ce s-aude, mă, bă, zic cumva ajutor, bă, ce am asta? Afară, ajutor, ajutor. Mă, de unde s-aude? Mă, cum adică afară, mă, bă, ce s-aude, mă? Bă, ce s-aude, mă? Alo, ce s-aude? Mă, Alice, ce ca... Elice, ce faci, Elice, nu? Bă, dar... Elice? Dar să, bă, unde ne spărăm asta? Bă, uite, ce David. Bă, că nu e aici în apropiere, dar să n-avem cum să. Uite. Bă, David, etaj, mă. Bă, fii cu minte, mă. Bă, ți-am lăsat să fii cu minte. Ce nu înțelegi? Gata, bă. Refil. Bă, unde? Mă, cică, dar să le-a zis că e afară, dar nici nu e afară. Ok, am înțeles. Hai să merg sus. Bă, dar ce se întâmplă mai aici? Da, toată familia, vine toată familia aici la Alice. Nu știu ce se întâmplă aici. Să mergi, vezi, spune-mi, așa. Da, dar cu problemele lui cu oamenii, așa, să vedem. Mă, Alice, nebunii, bă, David! Bă, da, cum am zis David? Păi, dar a plecat, tu nu vezi, uite, unde s-a dus, bă, dar răsele, bă, ce se întâmplă mai aici, facem parcurs aici? Da, uitați-vă puțin, am vrut să facem și să fac și eu ceva astăzi, să-i spunem fanei cum ar veni, să-i spunem lui Alice pe numele, adică să-i spunem lui Darusel pe numele iubitului lui Alice, dar se pare că nu se află nimic aici, Darusel e nebun, Alice e mai nebună, nu știu ce se întâmplă, mă, ce? Tu, bacă-l mașu, tu pe Alice! Bă, ce? Alice? Da, ce? Alice, ce se întâmplă cu tine? Ce-ai pățit? De ce ești așa, nu știu, te simt așa, nu știu, parcă ești ciudată, nu știu ce se întâmplă cu tine. Da, bun, lăsați-mă vrăjelile astea, eu mă duc înapoi la familia mea. Ok, hai! Bă, David, de ce are, mă, asta, mă? Asta e, bă, a nebunit pe bune, mă, unde s-a... Mă, de ce-i tot zice David? Bă, ia stai așa, de ce-i tot spui așa, David? Că ce? Nu pot să fiu eu chiar așa. Ce să fii tu? Eu nu ți-am zis, Alice, ce să spun, cum adică, ce ești tu? Lui, David, nu mai dăm acum astea cu ouă, ce faci? A, scuze, bă, refile, scuze. Mă, Alice, tu ai pățit ceva, deci, bă, Alice, ce-ai pățit? Ești bolnavă? Ia, bă, ești bolnavă, așa, ești, bă, Dar, uite, ai învățat-o la prostii, dar, răsele, vezi că ai învățat-o la prostii, la disabilitate și la astea? Dar cine altcineva? Tu! Bă, Alice! Bă, dar, poți să nu mai ții, bă, așa, dar, răsele, că deranjezi, uite că e toată lumea aici, te vede așa, nebun. Hello, lady, ia, asta-i schimbă tu și ia combinul, ia combinul, ia să te văd cum combin tu, o femeie, ia. Hei,
poate, ești cumva ocup de restul că mi-activezi pistonul. Trimi-i la gratis. Doamne, uitați-te pe Sila, Darusel, în fine. Bă, Davide, vină până jos, bă, Darius, Darusele, Davide, vină mă până jos, așa, fii atent, hai să ne jucăm, bă, pe calculator aici, la risc. Bă, ce, bă, Darusel? Ce mișto! Bă, Darusel, vină puțin, că am ceva să spun, Darusel, vină repede după mine, bă, fii atent. Bă, David, bă, asta e nebună, mă, ce face? Uite-te puțin, zic că, ce, Darusel, e nebun, ce să, am bucă că până la urmă eu sunt un nebun, cum s-a zis, Alice, ce faci? Am venit și-o pe ușă, tot ce faci? Ce, Alice, nu te mai aud bine, ce-ai puțin? Bă, cred că ai probleme cu urechea asta, am zis că am venit pe ușă. Da, tot eu am probleme, Alice, tu care dintr-o dată, nu știu, te transformi așa, fugi de acolo până acolo, ne bagi în seama, nu știu ce... Bă, ce vrei, mă, Davide, ce vrei? Alice, de ce nu mai ai nimeni? I-am trimis eu acasă. Ai trimis și pe mătușa ta n-ai trimis-o acasă sau stă cu Darusel, să am prietenii cu Darusel? Nu prea știu unde e, ia stai să vedem. Bă, David, fii atent. Unde e? Uite-o. Mă, stați puțin, ce se întâmplă aici? Am zis că facem ceva să spun așa, să-i spun lui Darusel pe numele David, dar nu înțeleg ce se întâmplă aici, sincer. Adică, pe bun... Bă, Darusel, asta a nebunit de tot. Așa, gata, am trimis-o și pe ea acasă. No, cred că au nebunit tot. Bă, Darusel, ești nebun rău de tot? Bă, simt David, ai uitat? Da, bă, Davide, hai să mergem la... Mă, Alice, ce cauți aici? Bă, cum, da, gata, că eu mă duc și mă ascund. Mă, de ce să te ascund, mă, ce... Bă, David, uite-te unde s-a ascuns asta, pe bune, adică ce facem? Alice, poți să vorbești și cu noi, te rugăm, Alice, uitați-vă puțin, adică, bă, eu nu înțeleg ce sunt, bă, Alice, unde ești, mă, Alice, vină-mă puțin, că, bă, David, de mă, așa, hai, te, bă, stai, mă, așa, tu de ce-i tot spui, David, zi și tu, Darusel, cum îl cheamă? Cine-i David, Alice? Păi, David. Nu mă cheamă David. Cum adică David? Cine e David? Alice, ai ceva să ne spui cumva tu? Ai ceva să ne spui? De ce ai pronunțat numele ăsta David de când am intrat noi pe oșe? De ce tot zici de numele David? Zici că îi zic lui Darusel așa? Cum adică? A căzut. Bă, David, vină cu acea, David, vină înapoi, Alice, stai cu minte. Ce ai făcut? Ai cumva la corp? Ce ai făcut? Alice, ce-ai pățit? Spune și mie ce-ai pățit de câteva zile. Eu n-am pățit nimica. Mă, dar poți să vorbești cu mine, că cu mine vorbești, nu vorbești cu Darusel. Păi da, cu tine vorbesc. Păi da, nu vorbești cu David, cu Darusel. Cu cine, mă? Cu Darusel, am zis. Bine. Alice, dar cine e David? Spune și mie, ai zis David mai devreme, de 1000 de ori, cred că ai spus David. Cine e David? Bă, Darusele, fii atent, am o idee, știi ce vreau să-i facem noi acum? Bă, dar asta e o idee super, super genială, bă, Darusele, fii atent, Alice, trebuie să o facem cumva să iasă din casă, să ieșim din casă și fii atent, Darusele, vreau să mergem într-un parc, să mergem, nu știu, pe undeva printr-un parc așa și să spunem așa dintr-o dată ceva, adică te mai strig așa, David, de 1000 de ori și toate chestiile astea și știi ce vreau să mai facem, bă? Bă, să facem. Deci uite-te la mine, că poate vine Alice și ne aude pe aici aproape. Deci trebuie să fim cât mai departe. Fii atent. Vreau să facem în așa fel încât noi să vorbim între noi. O să-ți mai spun eu numele tău, dar dintr-o dată o să zic eu, bă, Darusel, dacă nu mai vine prietenul tău la David și să vedem ce zice Alice, că poate o să Hai. Fii atent, poate o să zic că ceva de genul, bă, care David? Și poate să dă de gol, zice, e un băiat pe care îl cunosc, că cunoști un David, nu știu, poate zice că e iubit, că nu știu ce, poate să dă așa de gol, bă, Darusel, hai să vedem, pe bune. Fii atent, 3, 2, 1 și la, 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 la
Stai, închide, ne auzim mai târziu, hai, pa. Alice, ce faci? Vreau să mergem într-un parc, vii cu noi? Da, sigur. Ce făceai acolo? La ce te uitai? Nu mă uitam, vorbeam și eu cu mătușa. Bine, mă, gata, mă, Darusele, lasă-mă asta de invizibilitate, gata, Darusele, că nu mai am însă, înțeleg? Mă, unde pleci, mă, Alice? Uite-te puțin, a plecat, Darusele, de ce? Alice, așteaptă-ne, Alice! Darusele, lasă, că oricum noi trebuie să luăm mașina noastră, oricum n-aveam nevoie, nu puteam să luăm, păi ea merge cu motocicleta, bă, Darusele, dar ea nu știe unde să se ducă, bă, urcă, așa, fii atent, bă, Alice, stai, așteaptă, fii atent, ai, vină după noi să-ți arătăm unde vrem să mergem, bă, Darusele, la ce par mergem, unde mergem? Bă, prima oară mergem la mall și după la parc. Ziceam să zicem direct la parc, Darusele, să mergem așa cum ar veni. Alice, așteaptă-ne și pe noi, că nu, uită-te puțin la ea. Așa, mă, Alice, am ajuns în parc, lasă-ți și tu mașina asta, Alice, coboară din mașină, ce tu faci? Lasă-o pe aici, parchează și tu pe undeva pe aici, ce tu faci? Bă, dacă mai spuneți mult ce să fac, vedeți că vă calc. David, stai cu minte, dar să le arăsă pe purteri, în fine. Mă, Alice, stai puțin. Ce faci, mă, intri cu mașina acum, pe unde s-o ce? Mă, dar să asta nebunit. Alice, stai jos. Hai să ne punem și noi frumos pe o bancă. Mă, ce faci? Da, stai așa că trebuie să parchez regulamentar. Uite așa. Bravo, dar să le. Bă, Alice, gata. Iar face. Bă, eu nu înțeleg nimic. Eu vreau să facem și noi ceva foarte frumos aici și cu copiii ăștia vedem că să țin numai de prostii. Adică voiam să fac și eu o treabă aia, dar să le văd că. Dar, ai uitat ce am vorbit? Păi, da, spune-mi, David, proștule. Păi, spune, vorbește-mă mai tare, că nu e aici. Cum să spun dacă ea nu e aici? Păi, dar nu e aici, cum să spun, David, dacă ea nu e aici? E, pe bă, Rafale, uite că sunt la noi. Mă, Alice, vină, mă, încoace. Mă, lasă, în sfârșit v-ați potolit și voi, adică sper că v-ați potolit. Stăm aici frumos, uitați ce privilegie frumoasă avem. Bă, da, dar să le voiam să te întreb ceva. Fii atent. Vino cu mine. De fapt, stai puțin. David, fii atent. Vreau să spun ceva. Ia stai așa, că tu iar începi să spui așa. Voi vreți iar să fac ce am făcut data trecută? Mă, Alice, ce-ai puțin, mă, astăzi? Alice, ce ți s-a întâmplat? Spune și mie. Ți-a dus Darusele la vrăjitor, mă. Dar să ce faci? Nu, nimic, bă, Rafale, îmi cumpăra mai ce, da, bă. Bă, dar să stai mai puțin, stai puțin, că trebuie să vină și n-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău David aici, n-ai zis că trebuie să vină și prietenul tău David. Dar chiar, bă, și la David, bă, dar la David e prieten, bă, Rafale. Ce facem, Alice, vină puțin, către, avem să spunem ceva, Alice. Deși atentă, a spus, Alice, pus-te pe și tu pe bancă, te rog, să vorbim și noi foarte frumos. Darusel are un prieten și a făcut Darusel un prieten care a spus, nu știu, a zis Darusel că o să vină și el aici. Da, bă, seamă David. Ok. Stați așa că trebuie să dau un telefon. Ok. Ia, că mă duc să rămâi aici, dar să rămâi aici, dar să. Unde se duce, mă, asta? Bă, unde pleacă, mă? Bă, dar să pleacă cam departe. Stai, mamă. Alo, pe. Mă auzi, bă, știi cumva, azi e ceva, o programare, e ceva în parc, nu? Mă, ca suspect, nu știu. Bine, hai, mulțumesc, pa. Stai, fugi. Mă, dar să le cât de mișto era. Să vorbesc cu ăsta, bă, și da, bă, dar vreau și o parcă ca ta, bă, că alo, mă spionați, ce faceți acolo? Nu, vorbește dar să-l cu omul ăsta aici. Deja chiar îmi place barba, dar și eu vreau o barbă ca tine, ok? Așa, Alex, ce ai făcut? Ce tot ai făcut? Cu ei ai dat telefon? De cât timp? Bă, Alex, când ai dat tu telefoane? Că noi nu te știm că vorbeai cu cineva la telefon până acum. Da! Alex, vorbești cu noi? Nu vrei să ne spui nimic? Bă, stai, mă, că nu, gen, am sunat eu pe cineva, nu contează. Păi, bă, cine ai sunat tu? Că până acum nu vorbeai cu nimeni, așa, dintr-o dată vorbești cu cineva, ce se întâmplă? Da, adevărat! Și dintr-o dată, Alex, nu vrei să mai zici nimic? Mă, ce facem ăla? Bă, Darusele, bă, te omor singur, mă, ce faci, mă, aici? Mă, Alex, Darusele, vină mă puțin aici, Darusele, hai să, bă, așa, fete, așa, să trăiesc bine, David, așa. Alex, fii atentă, nu știu de ce ți se pare ție așa dintr-o dată mereu, deci tu ai început să vorbești la telefon, unul la mână, doi la mână, tot dintr-o dată, nu știu, toată ziua ai ținut-o cu un David, ai zis numai David, ai zis că e cel mai rău, Darusele, David, cum adică i-am spus David, cine e David? Eu nu știu de ce David, nu știu despre ce vorbiți. Nu știu, Alex, dar cunoști un băiat pe nume David? Pentru că am furat ăsta din magazinul de acolo. Și cum îl cheamă David? Mă, ce...
Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.